Salut, prieteni! Lacul Lanier, situat în Gainesville, Georgia, este un rezervor pitoresc creat de om, cunoscut pentru apele sale răcoritoare și soarele cald. Cu toate acestea, sub suprafața sa senină se află o istorie întunecată și misterioasă care i-a câștigat reputația de a fi unul dintre cele mai mortare lacuri din Statele Unite. Cu un număr estimat de morți la aproape 700 de la crearea sa în 1956, Lacul Lanier a devenit o enigmă bântuitoare, învăluită în legende locale și povești despre activități paranormale. Videoclipul acesta este o recomandare de la un membru al comunității noastre. Decizia de a construi lacul în apropierea orașului Oscarville, din comitatul Forsyth, a dus la strămutarea a 250 de familii, la distrugerea 50.000 de acri de teren agricol și la mutarea a 20 de cimitire. Rămășițele din Oscarville, inclusiv străzi, ziduri și case, încă se află scufundate sub suprafața lacului, prezentând pericole ascunse pentru navigatori și notători. Înfățișarea senină a lacului Lanier dezmintă pericolele care pândesc sub adâncurile sale. De-a lungul anilor, lacul a luat viața a sute de oameni printr-o varietate de accidente și tragedii. Accidentele cu barca, înecurile și accidentele inexplicabile au adus la un număr șocant de decese. În câțiva ani, numărul morților a depășit 20 de vieți. Structurile scufundate din Oscarville, împreună cu scăderea nivelului apei, prind adesea și încurcă victimele nebănuite, făcând scăparea dificilă sau imposibilă. Se estimează că de la construcția lacului Lanier în anii 1950 au fost înregistrate peste 700 de decese. Aceste decese s-au produs din diverse motive și există câțiva factori care contribuie la numărul mare de decese în lacul Lanier. În primul rând, lacul este destul de mare, acoperind o suprafață de aproximativ 38.000 de acri, cu aproximativ 692.000 de țări. Aceasta înseamnă că există numeroase oportunități de producere a accidentelor. În al doilea rând, lacul Lanier este unul dintre cele mai populare lacuri de agrement din Statele Unite, atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an, cu un număr atât de mare de oameni care folosesc lacul pentru plimbare cu barca, în not și alte activități acvatice. Șansele de accidente sunt inevitabile. În cele din urmă, adâncimea lacului și topografia subacvatică prezintă de asemenea riscuri. Există mulți copaci scufundați, pietre și alte obiecte sub suprafață, care pot reprezenta pericole pentru navigatori și notători. Adâncimea lacului poate varia foarte mult în diferite zone, atingând adâncimi de până la 160 de picioare, făcând operațiunile de salvare și recuperare mai dificile. Trecutul tulburător al lacului Lanier și accidentele tragice au alimentat o serie de legende bântuitoare și povești paranormale. Cea mai cunoscută legendă este cea a Doamnei Lacului. Potrivit povestirii, două fete pe nume Dahlia May Parker Young și Susie Roberts traversau un pod peste lacul Lanier în 1958, când mașina lor a virat de pe margine și s-a aruncat în apele întunecate de dedesubt. Un an mai târziu, în apropierea podului, a fost găsit un cadavru descompus, dar a rămas neidentificat timp de zeci de ani. În 1990, descoperirea unei mașini scufundate cu rămășițele lui Susie Roberts în interior a oferit închiderea, confirmând identitatea cadavrului găsit cu ani în urmă. Localnicii susțin că au văzut figura fantomatică a unei fete într-o rochie albastră lângă pod. Unii crezând că încearcă să atragă victimele nebunuitoare în adâncurile lacului până la moarte. Sub suprafața liniștită a lacului Lanier se află orașul scufundat Oscarville, care a fost cândva o comunitate vibrantă cu o populație neagră înfloritoare. Cu toate acestea, istoria orașului este afectată de violențe rasiale și nedreptate. În 1912, violul și uciderea unei fete albe pe nume Mai Grow, lângă Oscarville, au adus la acuzația pe nedrept și la linșarea ulterioară a patru tineri de culoare. Actele violente au escaladat și mai mult, culoatele albe incendiind afacerile și bisericile negre și alungând locuitorii de culoare din comitatul Forsyth. Se spune că spiritele celor afectați de acest capitol întunecat din istorie bântuie lacul Lanier, căutând dreptate și răzbunare pentru nedreptățile suferite.
Reputația lacului Lanier ca corp de apă mortal se extinde dincolo de accidentele de NEC. Rapoartele despre incidente inexplicabile, inclusiv bărci care au foc spontan, accidente ciudate și persoane dispărute, au adăugat la reputația ciudată a lacului. Unii cred că acest eveniment este legat de spiritele neliniștite ale celor care și-au pierdut viața în lac sau în orașul scufundat Oscarville. Alții atribuie incidentele pericolelor ascunse care pândesc sub suprafața lacului, cum ar fi rămășițele de structuri și copacii falnici. Ca răspuns la numărul mare de accidente și decese de pe lacul Lanier, autoritățile au implementat măsuri de siguranță pentru a proteja vizitatorii. Plajele populare, cum ar fi Margaritaville, au interzis în notul pentru a reduce riscurile, iar gardurile au fost ridicate pentru a marca zonele periculoase din apă. Cu toate acestea, este esențial că oamenii să fie precauți și să respecte regulile de siguranță atunci când se bucură de lac. Portarea vestelor de salvare, abținerea de la plimbare sub influență și conștientizarea potențialelor pericole care pândesc sub apă sunt măsuri de precauție esențiale pentru a asigura o experiență sigură pe lacul Lanier. În ciuda legendelor bântuitoare, a accidentelor tragice și a trecutului controversat, lacul Lanier continuă să atragă milioane de vizitatori în fiecare an. Frumusețea sa pitorească și oportunitățile de recreere atrag oamenii din apropiere și de departe, căutând relaxare și distracție. În timp ce istoria lacului poate fi învăluită în întuneric, se fac eforturi pentru a păstra amintirile din Oscarville și a crește gradul de conștientizare cu privire la nedreptățile care au avut loc. Înțelegând trecutul și luând măsurile de precauție necesare, vizitatorii pot aprecia frumusețea lacului Lanier, respectând în același timp spiritele care locuiesc în adâncurile sale. Vă recomand și videoclipul acesta. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Ne auzim data viitoare.